Bună seara, prieteni, bună seara, doamnelor și domnilor, bine, bun revenit în fața micilor ecrane pentru a urmări emisiunea Wild Milk, o coproducție a agenției Infogrup și a postului de televiziune Agro TV. Sunt Ilie Stoian, directorul editorial al agenției și în această seară de noiembrie, dar un noiembrie așa, te zici că e mai mult primăvară decât toamna, care ar fi trebuit să fie cu ploaie benefică pentru fermieri și da, și pentru orășeni, pentru că mai dispersează așa praful care este în orașele țării. Avem o ediție într-adevăr cu totul specială, dedicată unui eveniment cu adevărat important și unic până acum în istoria post-decembristă a agroindustriei românești. Înainte de a o ruga pe colega mea, pe Veronica Ursachie Andrei, să vă prezinte știrile nimic, dați-mi voie să vă semnalez apariția ultimei ediții, celei mai noi ediții a revistei Meat Milk. Coverul are titlul Sub semnul nesiguranței și vă citesc câteva titluri de pe coperta. 1. Standardizarea greutății suinelor. Se schimbă legislația privind drepturile consumatorilor. Atenție la anul începe. Și un foarte interesant studiu de la Biroul European al Protecției Consumatorului. Piața și iluzia alegerii. E foarte interesant studiul. Însă a apărut și cea mai nouă ediție a altei reviste a noastră, Infoferma. Coverul are titlul Evoluția producției agricole în România și în Uniunea Europeană. E foarte interesant pentru că e vorba mai mult de procente, nu de cantități, ca să ne dăm seama de randamente. La rubrica de agricultură avem Agricultura carbonului, o soluție obligatorie pentru viitor, și așa e. La Smart Farming e la fel foarte interesant, piața sateliților pentru agricultură, analiză și prognoză până în 2028. Și tot pe zona asta de anticipație și de fapt de tehnologie, dintre cele mai avansate, la mașini agricole, inteligența artificială în agricultură, cote, analize și tendințe tot până în anul 2028. Nu mă mai lungesc, Veronica, te rog, știrile. Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, sunt Veronica Ursachie Andrei și urându-vă bun venit în fața micilor ecrane pentru o nouă ediție a emisiunii Meat Milk. Mă bucur să vă prezint ultimile noutăți. Agenția Infogrup, revistele Meat Milk și Infoferma anunță organizarea celei de-a 13-a ediții a Expo Conferinței Internaționale Meat Milk și vă invită încă de acum să participați la evenimentul care va avea loc în zilele de 27 și 28 mai 2024 la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Într-o lume aflată într-o schimbare dramatică și deloc favorabilă unui mediu de afaceri eficient și profitabil, sectoarele de carne și lapte ale României traversează una dintre cele mai grave perioade de după anul 1989. Pe fondul bulversării economice, al creșterii costurilor de producție și al prețurilor, consumul se diminuează constant în ciuda eforturilor depuse de guvern prin plafonarea adaosului comercial la unele produse alimentare. Situația internațională se complică tot mai mult din perspectiva geopolitică, dar mai ales din punct de vedere economic, fapt care afectează grav activitatea fermierilor români, a companiilor de procesare, a furnizorilor de tehnologii și a comercianților, toți aceștia căutând soluții de ieșire din impas. Aceste realități ale momentului și evoluțiile imediat următoare vor face obiectul analizelor și discuțiilor prilejuite de cea de-a 13-a ediție a Expo Conferinței Internaționale Meat Milk. Genericul ediției, tematica și titlurile comunicărilor, prezentării și dezbaterilor vor fi anunțate din timp în funcție de evoluția situației din piață. După o perioadă îndelungată în care a fost dezbătută, legea cărnii și a produselor din carne a fost votată în Senat, fiind trimisă la Camera Deputaților pentru finalizare ca for decizional. După un lung șir de dezbateri din cadrul Comisiei de Agricultură a Senatului României, au fost făcute o serie de propuneri și amendamente menite să vină în primul rând în sprijinul consumatorilor români, dar și al producătorilor și procesatorilor corex din România. Astfel, sintagma produs românesc din carne și culorile drapelului vor putea fi folosite la raf de către procesatori și comercianți doar dacă produsele și carnea provin 100% din carcasele animalelor din ferme românești.
Tot prin această lege, până la apariția unei legislații la nivelul european care să clarifice producția și consumul cărnii sintetice, în document s-a specificat și faptul că este interzisă comercializarea cărnii sintetice în România. Analizând starea de spirit și îngrijorările românilor în anul 2023, putem observa că românii au rămas la fel de îngrijorați ca în anul 2022. O arată cea mai nouă cercetare iSense Solutions. În anul 2023 versus toamna 2022, consumatorul nu s-a relaxat. Dimpotrivă, nivelul de stres a rămas la fel de ridicat, principalele temeri fiind legate de creșterea prețurilor pentru bunuri și servicii 85%, creșterea inflației 84%, posibilitatea unei crize economice 84%. În plus, cresc semnificativ temerile legate de stabilitatea locului de muncă de la 51% și siguranța personală și a familiei de la 75%. Deoarece românii sunt la fel de stresați și îngrijorați ca anul trecut, observăm că în prezent un sentiment vizibil predominant în viața consumatorului a început să fie cel de nervozitate, 43%, precum și cel de tristețe, 37%. De asemenea, din cauza îngrijorărilor financiare, românii din mediul urban se simt în continuare empatici față de ceilalți semeni, 68%, dar disponibilitatea de a-i ajuta a scăzut semnificativ, 59% în 2023 versus 63% în 2022. Ne bucurăm să vă informăm că 5 cadre didactice de la USAMV Cluj-Napoca au fost incluse în topul mondial al oamenilor de știință, potrivit clasamentului dat publicității de Universitatea Stanford. Pentru întocmirea clasamentului au fost analizate lucrările a peste 10 milioane de oameni de știință din 22 de domenii și 176 de subdomenii în perioada 1996-2022, oferind o bază de date cuprinzătoare a celor mai importante articole scrise la nivel mondial. În premieră, pentru USAMV Cluj-Napoca, un cadru didactic este inclus la categoria Opera Omnia, acesta fiind profesor dr. Dan C. Vodnar, prorect cercetare, care ocupă poziția 64 la nivel național din 197.695 de oameni de știință la nivel mondial. Din top mai fac parte Facultatea de Știință și Tehnologia Alimentelor, profesor dr. Dan Votnar, poziția 20, conferențiar dr. Zorița Diaconeasa, poziția 86, Facultatea de Agricultură, profesor dr. Francis Dulf, poziția 104, Facultatea de Medicină Veterinară, profesor dr. Andrei D. Mihalca, poziția 141 și profesor dr. Adela Pintea, poziția 162. Tuturor acestora le adresăm sincere felicitări. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Meet Milk. Mai multe informații găsiți și pe site-ul nostru www.meet-milk.ro, iar acum vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc și să ne revedem sănătoși și săptămâna viitoare! Îți mulțumim, Veronica, dragi doamne, dragi domni, telespectatorii ai emisiunii Meet Milk. Vă spuneam în prezentarea acestei ediții că avem, marcăm un moment cât se poate de important în istoria post-decembristă a agroindustriei românești. Îmi face mare plăcere să o prezint, revenită în platoul nostru, pe doamna Carmen Gavrilescu, președinte al Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu. În această seară, mai mult în calitate de autor de carte, recent la mijlocul acestei săptămâni la Biblioteca Națională, sub semnătura domniei sale, a fost lansată monografia Salam de Sibiu IGP, o felie de Românie. Bun venit, doamnă Carmen Gavrilescu! Bună seara și bine v-am regăsit, domnul Stoian. M-ați văzut la prezentare că arătam coperta. Vă rog încă de acum să arătați spre cameră, acolo, să arătați coperta acestei cărți, care de fapt este o monografie a acestui produs absolut nemaipomenit, Salamul de Sibiu. Eu spun că este cel mai prestigios produs alimentar românesc.
Din câte știu, este singura monografie, indiferent de industrie, a unui produs fabricat în România. Da, așa este. Noi la Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu știm să facem așa lucrurile bine. Da. Cum facem un salam bun care a trecut prin timp atât de mulți ani? Ne-am gândit că el trebuie să treacă dincolo de a fi doar un simplu aliment, pentru că chiar e așa și este. Are deja o, să-i spunem noi, o zonă de cultură. Și pentru că sunt foarte multe povești despre salamul de Sibiu, am încercat să le adunăm pe toate într-o carte, să scoatem un fir narrativ și să punem în egală măsură și trecutul, sunteți, dar și prezentul. Să sunteți nedreaptă și sunteți nedreaptă cu dumneavoastră. E foarte bună politețea. Știu că de fapt e un efort comun al celor 6 grupuri de specialiști, da, de înaltă clasă care pun numărul la fabricarea acestui produs. Însă cartea a scris-o dumneavoastră. Este adevărat, dar sunteți autor. Ce v-a determinat să scrieți cartea? Să scrieți monografia? În primul rând, s-au întâmplat în decursul carierei mele, s-au întâmplat diverse evenimente legate despre salamul de Sibiu. Și lucrul ăsta, adunând foarte multe informații, întâmplându-se diverse lucruri, pur și simplu ele m-au determinat. Îmi dați voie să răsfăiesc în timp ce povestiți, ca să vadă prietenii, pagini. Vă rog. A existat un moment, aș zice eu așa, zero, în care salamul acesta era imitat. Apăruseră diverse contrafaceri ale acestuia și atunci a apărut prima idee, aceea de a-l proteja. Și în momentul în care noi am construit și am adunat toată istoria în caietul de sarcini al salamului de Sibiu, adunând foarte, foarte multe documente pentru încadrarea în sistemul de calitate, indicație geografică protejată, ne-am dat seama că lucrurile astea nu erau adunate într-un singur document. Și cred că în jur de 10-12 ani am tot adunat amintiri, lucruri de tot felul. Deci e vorba de o muncă de documentare. E o muncă de documentare, cât am lucrat la Agricola, am avut posibilitatea aceasta de a vedea diverse documente și le-am tezaurizat. Le-am așezat frumos și tot timpul am spus că astea trebuie păstrate pentru că înseamnă o valoare. E o valoare inestimabilă. Sigur pe astfel de documente. După aceea, lucrând la Salsi, a fost un contact și mai puternic cu ceea ce înseamnă chiar istoria Salsi, istoria lui Filippo Dozzi. Unul dintre părinții. Unul dintre părinții, Sibiu, da. Ei au fost doi, din Sibiu. Ei au fost niște vizionari. Oamenii aceștia erau niște negustori în principiu, dar este uluitor să-i vedeți ce frumos discutau între ei, cum își scriau scrisori. Și am vrut să rămână un document istoric, pentru că aici găsim documente scrise de mână, documente scrise la mașină, documente scrise cu xeroxul, cum se trimiteau. Era ceva, am uitat acum, un fax. Erau niște depeșe. Am vrut să le vadă lumea, pentru că suntem deja într-o eră digitală în care totul e la un click distanță. Și ni se părea foarte normal. Ați pomenit adineori, în ce suze că vă întreb, pentru că e foarte frumoasă partea asta de povestire. Ați pomenit adineori despre modul în care Dozzi la Sinaia dialoga cu Tail de la Sibiu pentru produsul ăsta, salamul de iarnă, de fapt, botezat prima oară. Da. Așa, și mă gândeam la loialitatea concurenței.
Da. Da, o eleganță a comerțului, o eleganță. O eleganță, da, într-adevăr, da, da. Așa erau. Erau competitori, dar când unul nu avea salam, lua de la celălalt. Da. Și chiar eu, una dintre ele este absolut superbă, una dintre scrisori, în care Tyler îi spune, îl roagă pe doții, strânge tot salamul care l-ai vândut și dă-mi-l, pentru că eu am o comandă mare și trebuie să o onorez. Mi-a plăcut foarte mult stilul în care își scriau, ce frumos își scriau, tot timpul făceau un compliment produsului. La caligrafie, absolut, da, uluitor. Sunt foarte puține documente puse aici, noi le-am pus doar ca exemplu, să se știe că ele există. Sunt documente, iarăși, după aceea, din vremea comunistă, sunt chiar documentele și de la Scandia și de la Sarsi, după aceea sunt caietele de sarcini de la Agricola, Carbac, cum se numea, la vremea respectivă. Avem foarte Agricola multe... Agricola, care a primit sarcină să dezvolte produsul în anii 50. Da. Au făcut după aceea, am găsit, nu le-am mai pus aici pentru că era mult prea tehnic, să vedem planurile de dezvoltare cu echipamente, cu tot ce trebuia. Însă trebuie spus că după război, odată cu repunerea în fabricație a salamului de Sibiu, el nu numai că a fost cunoscut în țară, dar a fost cunoscut și apreciat în mod deosebit și în străinătate. În străinătate foarte mult. Un produs foarte bine exportat. Da, da, în Cehoslovacia, în URSS, în Canada. În URSS atât trebuia să nu trimite. Da, să nu trimiți. Erau foarte... În Statele Unite? Da, își făceau, am găsit planurile, deci exact cum se lucra la planul cincinal și planul cincinal spart pe an de an, frumos, și acolo erau tot timpul 200-300 de tone de salam de Sibiu, exporta România. Da, mie mi-a plăcut foarte mult partea de istorie în care dumneavoastră descrieți evoluția brezelor cu aplecare spre producția de carne de cea mai bună calitate și de mezeluri de cea mai bună calitate. Da, am vrut să facem o incursiune, nu să intrăm așa direct, abrupt într-o istorie. Am vrut să venim un pic de la nivelul măcelarului, cum a apărut... Începeți, îmi pare, de la... Din, chiar de la de Herodot, la 1600. Am Bine, început așa, dar de la da. 1600, da. Deja am văzut, pentru că până la urmă și Tail și doții nu au venit pe un teren infertil, adică unde nu exista nimic și dintr-o dată au dezvoltat ei. Nu, zona Sibiului avea atât de multe bresle și acestea a măcelarilor și a cârnățarilor, că s-au împărțit după aceea, erau foarte bine, erau consolidate, erau cu oameni care ajungeau să conducă comunități. De la Sibiu, după aceea ne-am dus un pic și am văzut și zona Sighișoare, că era la fel de bine arondate, există acolo niște chiar unelte cu care se lucra un cuier de carne absolut uluitor, foarte, foarte frumos. Am găsit pe firul acesta al poveștii și după aceea ne-am mutat, pentru că Sibiu a avut o perioadă frumoasă de glorie, dar imediat la 1700 a intrat Brașovul, a intrat Clujul, dintr-o dată aveau câte 1000 și ceva de bresle, dar aceasta a mezelarilor, a măcelarilor, pentru că așa, de acolo au fost filonul. Dintre ei s-au ales mezelarii, pentru că ce au venit și ne-au învățat un pic cu know-how-ul italienesc și german, ne-au învățat să dăm o plus valoare cărnii, învățându-ne să facem salamul de Sibiu. Pentru că de partea cealaltă, în Moldova, erau armenii care erau, reprezentau elita mezelarilor din Moldova. Da, și cu ajutorul dumneavoastră l-am descoperit și pe
Gugoașă Gheorghiu. Așa, așa dulce îmi pare. Nu Gugoașă. Gugoașă. Da, da. Și el era așa de mândru ceea ce făcea. Păi merita, fusese un orfan. Trebuie să cereți cartea și să o citiți, pentru că poveștile sunt absolut fabuloase, fie că vorbim de Transilvania, de Muntenia sau de Moldova. Sunt absolut fabuloase și nu se rezumă doar la salamul de Sibiu, ci, uitați, se face pielea de găină pe sub, pentru că e vorba de mâncarea din România. N-aș spune a românilor, pentru că în toată această poveste deocamdată nu găsesc românii. În afară de Gugoașă. Gugoașă. Orfan român, a fost înfiat de o familie de armeni, l-au văzut că e muncitor, orfan și de mamă și de tată, a deprins meserie foarte bine și a muncit omul ăsta absolut senzațional. A muncit și chiar cele două fotografii care sunt puse cu el în șoaretă, tare. Mândru și în spate, cu un porc frumos. La un moment dat a fost și consilier municipal în Botoșani, pentru că el era botoșănean. Trebuie să știți lucrul ăsta. Dar găsim și românii. De ce? Pentru că în momentul în care undeva cam la 1800 în zona Sibiului, zona Mediaș, români de-ai noștri făceau foarte bine o tipologie de salam de genul ăsta, ne spune domnul Vârtaci, un mare senior al industriei, și ne spune despre lucrurile acestea, cum existau niște mici ateliere în care se făcea un salam făcut tăia la bardă, vă dați seama că nu exista, nu se putea altfel. Iar la Filippo Dotti, chiar am și pus, există niște state de plată, a adus în egală măsură italieni, dar foarte mulți români, cu care a învățat, pe care i-a învățat să facă salamul, pentru că eu cred că ei au găsit aici, știau, aveau know-how-ul facerii unui salam, dar ei au găsit și au înțeles, de asta oamenii ăștia au fost vizionari, condițiile climaterice, atât de la Media și Sibiu, în arealul acesta și arealul Văii Prahovei, erau propice pentru facerea acestui salam, că de aceea se și numeau intersalami. Cum e brânza Camembert, care se maturează în peșterile din comuna Camembert, la fel și penicilina din zona Sibiului. Din pădure. Deci făceau salamurile, le umpleau și le duceau într-o cazarmă veche, spre exemplu, la Sinaia, și le lăsau și ele se umpleau de mucegai din pădure. Tare mă bucur că facem emisiunea asta, pentru că povestim lucrurile astea pe care oamenii nu le știu. Chiar nu le știu. Și de aceea și domnul Vârtaci a trecut foarte mult prin istoria acestui salam și a putut să ne spună că de aceea am tezaurizat foarte multe informații și de la oameni, tocmai pentru a arăta cum s-a creat salamul acesta și că el este până la capăt pur românesc. Păi, voiam să aduc vorba despre lucrul ăsta, pentru că până la urmă devine un produs românesc, devine un produs național, să spunem că rețetele cu care veniseră și Dotti și Joseph Tile, au fost modificate, deci nu ar putea altcineva să pretindă paternitatea, și lucrul ăsta mă duce cu gând, încă o dată se dovedește faptul că România, cele trei provincii, România de fapt se află la intersecția mai multor culturi, mai multor civilizații, și aici se sintetizează, se adună esența lucrurilor bune din gastronomie. Pentru că dacă e așa, găsim sarmale și în Iran, găsim și la Viena. Însă îmi pare că sarmalele românești sunt cele mai bune. Sunt cele mai bune. Așa. Eu cred că... Asta ca exemplu din altă zonă. Dar tot carne de tocătură e. Eu cred că noi am rafinat foarte bine, fiind așa între Occident și Orient, am luat de la fiecare, dar am semnat într-un anumit fel noi. Așa e și semnătura salamului de Sibiu. Pentru că el a fost, într-un fel, adaptat la tot ce a însemnat condiție românească, fără doar și poate. Mă uit la ea dumneavoastră și mă gândesc că acest rafinament vine din, eu știu,
arta populară românească. Așa este. Deci, nu exagerez. Nu, eu am feeling-ul ăsta uitându-mă la foarte multe produse românești. La foarte multe produse românești care încă, nu neapărat că nu sunt, ele există, dar nu sunt scoase așa la rampă mult, mult mai puternic. Adică mă gândesc că nivelul de maestrie într-un domeniu sau altul, da, așa, vine de are o rădăcină străveche a maestriei populare românești, fie că vorbim despre un meșter fierar sau da, o bucătăreasă, sau de ce n-aș spune, pentru că totuși e toamnă, un pălincar care un pălincar, exact. Așa. Știți că noi în spotul TV al asociației, spotul de promovare al salamului de Sibiu, facem o paralelă între meșteșugurile românești cu anumite momente din prepararea salamului de Sibiu. Pentru că exact lucrul acesta, cum lucrează un meșter olar, da? Exact la fel se întâmplă și când condimentezi, corect, când aduci lucrurile astea. Ca să acestea, nu mai vorbim despre mâncarea făcută în oală de pământ. Într-o oală, da, de pământ. Am pomenit pe pălincari, dați-mi voie să-i pomenesc și pe oltenii care fac zaibărul ăla nemaipomenit. Tot. Chiar dacă se face local și nu mai e voie să-l, da? Uf, da, bun mai e. Da. Bine, vă mulțumesc pentru prima parte a dialogului, pentru că trebuie să-i rog pe colegii din regie ca să difuzeze publicitatea. Colegi, repede, repede, publicitatea. Prieteni în fața micilor ecrane, vă rog să rămâneți în fața micilor ecrane ca să ascultați și să vedeți continuarea acestei fabuloase povești.